Obezitatea la copii a devenit una dintre cele mai serioase probleme ale vremurilor noastre. Obiceiurile alimentare greșite, accesul la hrană nesănătoasă, sedentarismul combinat cu utilizarea excesivă a device-urilor electronice reprezintă principalele cauze ale acestei adevărate pandemii. Copiilor le plac jocurile pe calculator și pe telefon și își petrec tot mai mult timp cu aceste activități. De ce să nu profităm de această situație și să facem educație nutrițională? Așa s-au gândit cei de la Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B și au lansat prima aplicație mobilă de educație nutrițională pentru copii în limba română, Academia Kinderland. Aplicația dezvoltată este un program digital unic în România ce sprijină eforturile părinților de a ajuta pe cei mici să deprindă obiceiuri sănătoase în care copiii au posibilitatea de a învăța și a descoperi prin jocuri special create importanța unei alimentații sănătoase, cum să se hrănească corect și ce înseamnă un stil de viață echilibrat. Disponibilă în App Store și Google Play, aplicația poate fi descărcată gratuit pe orice dispozitiv mobil. Totodată, cei mici o pot accesa și de pe un calculator pe academiakinderland.ro. Acțiunea din joc se petrece în campusul Academiei Kinderland, unde copilul controlează un personaj pentru a se juca. Supereroul nutriției sănătoase îl însoțește pe jucător de-a lungul traseului, îi oferă instrucțiuni de joc, sfaturi și recomandări pentru o viață sănătoasă. În campus există stații de încărcare electrică, iar clădirile au acoperiș verde, cei mici fiind învățați că acestea contribuie la diminuarea poluării și ajută la protecția mediului. Am deschis și eu aplicația și iată ce am descoperit. Detectivul de zahăr. Copilul o să devină un detectiv și nu orice fel, ci un detectiv de zahăr. Misiunea este să descopere în 60 de secunde cât mai multe alimente care conțin zahăr. Îi vine în ajutor un detector. Concluzia pe care o va trage copilul, zahărul se poate ascunde și în alimente sărate, precum muștarul sau pateul, nu doar în dulciuri. Deci ai grijă să citești întotdeauna etichetele alimentelor pe care le cumpără părinții și să ții cont cât zahăr consumi într-o zi. În farfuria ideală, copiii învață cum să combine corect alimentele. Un sfert proteine, un sfert carbohidrați, jumătate legume, astfel încât să formeze farfuria ideală. Vasele de sânge. Aici va face o călătorie interesantă în interiorul corpului uman. Mai exact în vasele de sânge, care transportă sângele de la vârful degetelor până la inimă sau creier. Alimentele nesănătoase care conțin prea multe grăsimi, sare sau zahăr pot afecta vasele de sânge. Concluzia pe care o va trage copilul, vasele de sânge se deteriorează atunci când exagerezi cu mâncarea nesănătoasă. Alege să mănânci legume, fructe sau orice alimente sănătoase preferate ca să repar vasele de sânge. Creierul. Zahărul cere zahăr. Dacă mănânci într-o zi o ciocolată, vei mai dori apoi ceva dulce, iar în ziua următoare și mai mult. Dulciurile doar ne creează plăcere, dar corpul nostru nu are nevoie neapărat de ele. În acest joc, copilul are rolul unui neuron din creierul uman. Alături de alți neuroni, comandă corpului ce să facă. Pentru aceasta, neuronii trebuie să comunice perfect între ei, să facă legături, să se conecteze. Concluzia pe care o va trage copilul, dacă mănânci prea multe dulciuri, neuronii nu se mai înțeleg între ei, nu mai comunică perfect, se creează haos. Iar dacă acest lucru se întâmplă, nici tu nu te mai poți concentra atunci când înveți, nu mai poți memora, îți pierzi atenția. Piramida alimentară a copiilor. Aici copiii vor vizualiza cât de des trebuie să consume anumite categorii de alimente. Baza piramidei alimentare este formată din cereale, orez, paste, cartofi. Următorul nivel este format din legume și fructe, urmează lactatele, carnea și ouăle. Iar în vârful piramidei sunt dulciurile, în cantitatea cea mai mică. Acestea se consumă rar și în porții mici. Povestește-i copilului tău despre această aplicație și joacă-te împreună cu el. În felul acesta vei reuși, prin joacă, să-i transmiți idei importante despre alimentația sănătoasă. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!